În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin, din viețile Sfinților citire, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi, amin. Luna ianuarie, ziua a patra, Sfântul Mucenic Zosima, monacul cel din Cilicia, în pustia locuit cu fiarele, iar Domitian Ighemonul păzindu-l pentru Hristos l-a chinuit și a făcut pe Atanasie comentarii să creadă în Hristos, pentru că chinuindu-se Sfântul Zosima, un leu din pustia a alergat în priveliște cu glas omenesc a grăit înfricoșind pe toți. Văzând aceasta, Atanasie a cunoscut puterea lui Hristos, a unui adevăratului Dumnezeu și a căzut în el. Deci, amândoi s-au sfârșit în munți, unde o piatră desplicându-se și intrând în trânsa și-au dat sufletele în mâinile Domnului. Tot 4 ianuarie și facem și pomenirea cuviosului Teoctis din Sicilia. În porog, aici, în locul acestui Teoctis, s-a pus cuviosul Teoctis, care se cinstește în septembrie, ziua a treia, pusnicul cel împreună cu Sfântul Mare Eftimie din Palestina, din Mineiul cel Nou. Asemenea și sinaxarul lunilor arată că în această zi se cinstește Teoctis cel din Sicilia, iar nu cel din Palestina. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă!